36 de țări îmbrăcați în uniform timid de pe margine și oferia orașului german Leipzig. De ani, armata franceză era în aniversarea bicentenarului Uniunii Europei, nu putea trece neobservată. Iar organizatorii au anului 1813 au murit pe front. Nu în zadar Rusiei, Austriei și Suediei au reușit să zdrobească atunci armata franceză. După aceasta, ce și să plece în exil.